Examenul de bacalaureat a fost reluat astăzi cu prima probă scrisă la limba și literatura română. Deși majoritatea elevilor s-au arătat încântați de subiectele primite, au avut loc și incidente neplăcute. Un elev de la liceul Alexandru Papiu Ilarian din Deja a fost prins copiind și a fost eliminat din examen. Data de 28 luni are loc proba la limba și literatura română, care este obligatorie pentru toate filierele și profilele și specializările. În data de 29, respectiv marți, este proba la limba și literatura maternă, la noi la școală nu este cazul. În data de 30, respectiv miercuri, are loc proba obligatorie a profilului, la noi la școală este vorba de matematică. Iar în data de 2 iulie are loc proba la alegere a profilului și specializării. Accesul elevilor în sălile de examen s-a făcut pe baza actului de identitate în intervalul orar 7:30-8:30, fără manuale, dicționare, notițe, însemnări și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. După primirea subiectelor, candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea lor, însă nu au putut părăsi seara de examen mai devreme de o oră și jumătate. Dacă a fost foarte interesant. Nu a picat exact subiectul care mi l-aș fi dorit. Eu aș fi preferat mai degrabă novela psihologică sau romanul psihologic, dar și basmul a fost destul de ok. Să înțeleg că ați primit basmul ca subiect? Da, basmul. Trebuia să caracterizăm un personaj din basmul cult. Cum ți s-a părut subiectul? Subiectul mi s-a părut destul de ușor, este accesibil, ca și la capacitate. Acum 4 ani a fost basmul, a fost ok. Se putea lua notă mare destul de ușor. A fost foarte ușoare. Eu nu mă așteptam la basm, dar totuși a fost super. Ce personaj din basm ți-ai ales? Bineînțeles că Harapalb, mai ales că l-am studiat acum la liceu. Da, a fost super ușor, mai ales că și pe a 8 am primit basmul. Se pare că subiectele primite nu au fost ușoare pentru toți elevii, astfel că un elev din Deja a fost prins cu surse de inspirație asupra lui și a fost eliminat din examen. Din păcate am avut un elev care a fost găsit cu materiale informative asupra lui și a fost eliminat din examen. Mariana Moldovan a declarat că elevul eliminat nu mai are voie să participe la celelalte probe din cadrul bacalaureatului și că va putea susține toate probele în sesiunea din toamnă. Contactat telefonic, elevul în cauză este de altă părere. Înțeles, o să continui, deci o să dau probe în continuare. Și cu proba la limba și literatura română ce se va întâmpla? O să o dau în august. Dintre toți elevii care au susținut astăzi bacalaureatul la Papiu, doar tu ai avut la tine fițuici? O pot să dau vina pe ceilalți că și eu au avut, nu, ce pot să zic, că și eu au avut, dacă nu i-a prins. Hoțul ne-a prins și negustor cinstit, nu? Examenul de bacalaureat va fi promovat de candidații care au participat la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și care trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică și media generală de minimum 6.